este dat nouă oamenilor să ne naștem pe pământul acesta, să creem, să ne bucurăm mai mult sau mai puțin, să fim triști sau veseli și pe urmă să plecăm într-o stea. Așa ne este dat tuturor. Iar pe urmă, după ce omul pleacă, noi ne strângem cei care l-am cunoscut și îl bucurăm și pe noi și pe el, cu ceea ce a făcut, cu ceea ce a lăsat frumos în lada de zestre. Pentru că așa a trăit el, foarte frumos, e vorba de Mihail Grămescu. Noi îi spuneam Mihai Grămescu, abia azi mi-am dat seama că el era ca autor numele lui Mihail Grămescu. L-am cunoscut dinainte de 1990, în societățile literar-muzicale pe unde umblam și eu, m-a prețuit, m-a invitat la lansările lui de carte și în alte locuri foarte frumoase, întotdeauna știa să organizeze evenimente frumoase, ne-am bucurat împreună de ceea ce am făcut împreună, iată că mai departe un om frumos cum este Camelia Pantazi face lucru bun spre neuitare, nu singură, ci împreună cu un editor, Nicolae Roșu, cel care are editura Beta, și cu oamenii de lângă el, cu noi, cu toți, cu scriitori, cu un Boris Marian de excepție, cu un om minunat. Sigur că toți vom pleca în stele și după plecarea mea, probabil că se va găsi cineva care să vorbească despre Doina, că ea a trecut pe aici și a citit din poeți.